lumea proiectării păguboase și a obrăzniciei. Toată partea asta e gândită pentru mașini, nu pentru pietoni. La restaurantul ăsta care a otrăvit participanții la o nuntă și a schimbat numele între timp, în genere vedem că partea trotuarul e transformat în parcare, e parcelat pentru mașini. Dincolo, Pandora ăștia, Expo Center, au făcut prag pe trotuar. Deci nu s-au gândit la pietoni, la cei cu rotile, cărucioare de copii. S-au gândit doar la mașini. După cum vedeți, au făcut parcare și tot la mașini s-au gândit. Dincoace, nimic pentru pietoni. Eventual treci pe aici. Și acolo iar mașini parcate. Trotuar. Bă, ăștia salte deja. Și că e autodoctor. Aici au coborât puțin trotuarul, probabil pentru acces de pietoni, dar șmecherii și-au pus sârmă, au îngrădit accesul la trotuar, fost numai pe aici, peste prag. Deci, băiețașii cu mașinuțe au acaparat toată partea asta dreaptă, a căii Orheiului, probabil, aici, calea Orheiului de la Visternicene în sus. Dar noi, pietonii, pe unde să mergem? Mai la vale tot așa. Trotuarul desființat de tot. A, nu, e rămas 50 de centimetri. Și de vină-i primăria că n-are grija noastră. Că dacă lași în seama lor, ei îți fac așa, astfel de capcane. Dar primăria trebuie să aibă grija tuturor contribuabililor. Câți cu mașina, câți cu bicicleta, câți pe jos, toți contribuie la buget. Și cine nu contribuie, tot are drepturi fundamentale. S-aude la primărie Chișinău? Și partea cealaltă văd că omul cu cărucior e nevoit să iasă pe carosabil. Chiar dacă e zona industrială, să zic așa, tot îmblă oameni, tot trăiesc pe aici. Dincolo mașină parcată pe trotuar. A terminat omul plimbarea, hai înapoi că n-avem trotuar. Da, uite, scrie, calea Orheiului aici. Sunt 3 benzi de sens și tot nu le ajung șoferilor. Au acaparat și trotuarul. Nu vă mai spun de gratele astea de prima bandă, care e pericol pentru bicicliști. Dar despre asta o să vorbim data viitoare.